trebui să citesc două, trei lucruri din carte, de mai ușor să o fac stând pe scaun. Mi-a plăcut foarte mult povestea asta, cum îți dai seama dacă un medic e serios sau nu, ca să ne dăm seama, a spus foarte ușor. Dacă murim, înseamnă că ne-a păcălit. Și... bun, prostit. Dar asta e împrelungirea formului ludice. De când am spus chestia aia, nu mai vorbesc decât în doi. Acum, revenindu-mi, sper, la o vorbire coerentă, dacă m-ați întrebat care sunt cele mai importante cărți care au apărut la acest târg, înspre Humanitas, v-aș spune că în primele trei intră o urmă de afară de ludice, care e cea mai importantă, intră și cartea lui profesorului Taubin. Prețuirea mea pentru dânsul este foarte mare. Mă uimește pur și simplu grația cu care a tradus una dintre cele mai grele cărți de filozofie a religiei. Și, cum să vă spun, am o reverență totdeauna de făcut în marginea oamenilor care știu foarte bine ceva. Și ca unul care am făcut filozofie în viață, am un complex al imposturii, pentru că, de fiindcă dumneavoastră, vorbiți în mod curent în latină. Ori eu, abia citesc. Da. Bun. Acum, de ce este importantă cartea asta? E o demonstrație, cred eu, făcută din lăuntru religiei al dogmei, adică de ce înseamnă să fii liber. Nu e ușor ca dinăuntru unui domeniu axiomatizat, dogmatizat, în care nu ai voie să funcționezi din lăuntru biserici, decât dacă intri în canoanele gândirii și exprimării respective, să poți să ajungi la o asemenea dezinvoltură cum are autorul acestei cărți. Dacă am spus că această carte mi se pare a fi una dintre cele mai importante apariții ale anului, o fac pentru că aș declara-o fără doar și poate manual. Acum nu știu manual pentru unde, pentru că eu nu cred că religia trebuie predată în școli. Religia, catehizarea credinciosului, se face în biserică. Așa încât, nu pot, n-aș spune un manual de școală. Este un manual pentru toată populația României. Pentru că toți ne înscriem într-o categorie sau alta. Ori suntem credincioși, ori suntem necredincioși, ori suntem preoți. Toate aceste trei categorii, credincioși, necredincioși sau sceptici și preoți, au nevoie să citească cartea asta. Credeți-mă, toți! Ăsta mi se pare marele merit al cărții. Cartea se adresează, unde altfel spune autorul, în primul rând creștinilor care vor să-și ia în serios propria religie, dar nu se împacă nici cu bigotismul, nici cu habotnicia. Ar putea fi utilă, spune autorul cu modestie, și celor care se întreabă dacă religia ar trebui să aibă un loc în viața lor, dar sunt descurajați de purtarea incoerentă a multor creștini, mireni și preoți. De asemenea, poate fi o provocare pentru acei ierarhi și preoți care ar vrea să încerce schimbarea sistemului înainte să se golească bisericile. Remarcabile vorbe. E așadar, cum vă spuneam, o carte pentru toată lumea. E cartea unui om liber, spuneam. Dar de ce e liber? E liber pentru că e curajos. Libertatea se plătește cu curaj. Și în cazul ăsta, libertatea autorului este exprimată în mod direct
prin curajul de a se abate de la locurile comune ale discursului despre creștinism, despre biserică, despre ce înseamnă credința și celălalt. Care e prima formă de curaj a privind în caută interiorului? A pune întrebările esențiale, mi se pare mie, în marginea creștinismului, care sunt și cele mai simple. Prima, la ce folosește religia? Da? Puteți răspunde ușor la întrebarea asta? Și a doua întrebare care presupune un curaj. Ce e esențial și ce este detaliu sau marginal în relația în religia creștină? Prima întrebare, la ce folosește religia? Răspunsul, pentru că domnul Taurin că meritul, stilul acestei cărți este că are o simplitate care atinge, cum să vă spun, inocența și onestitatea intelectualului care și-a păstrat sufletul bun, de copil mare. Religia, spune Wilhelm Kaufwinkel, e vehicul către viața veșnică. Definiție impecabilă. Acum, evident că asta presupune că simți nevoia să te urci în acest vehicul și să crezi în ținta din capătul călătoriei. Deci pentru cei care au nevoie să știe, să se convingă, să trăiască cu speranța, cu speranța că vor ateriza, nu post-mortem, mă rog, la un moment dat, când se presupune că ai murit, dar de fapt nu mori, vei ajunge să trăiești în viața veșnică. Să o cunoști grație lui Dumnezeu și celălalt. Deci religia este valabilă pentru aceștia lucruri. Esențială, în al doilea rând, ce e esențial și ce nu e esențial în creștinism? Răspunsul domnului Taubrincăl este atunci când aveți o nerămurire, când sunteți bruiat de o lectură sau alta, de un preot sau altul, de un slujitor al bisericii sau altul, de o interpretare sau alta, duceți-vă la textul sursă, care e unul singur. Evangheliile, mă rog, Noul Testament. Citiți Evangheliile cu ochii voștri. Citiți-l cu ființa voastră, dincolo de tot ce ați auzit, de tot ce vi s-a băgat în cap. Citiți-l pe cont propriu. Asta este cea mai bună educație pe care poate să o facă un creștin. Să-și o facă un creștin. În sfârșit, a doua formă de curaj, după ceea ce am spus că ar fi punerea întrebărilor esențiale și simple, este să spui în gura mare că există slujitori ai bisericii care ratează numirea religiei. Pe scurt, că există preoți corupți. Există un mic motiv în partea dumneavoastră în care denunțați, scuzați-mi cuvântul, dar nu ăsta e cel mai bun, arătați, puneți în lumina, dezamăgirea pe care o are un creștin în clipa în care se confruntă cu un pseudo-slujitor al bisericii. Iată un citat care vă spune totul. Preoții de acest tip ar putea fi socotiți profitori religioși care se ocupă de acest domeniu în interes propriu, căutând să obțină cât mai multe avantaje pe seama disperării, a naivității sau a lipsei de educație religioasă a credincioșilor. Una dintre intențiile acestui volum este de a veni în ajutorul celor interesați de religie, dar care vor să evite sfaturile profitorilor în domeniu, dornici să le mai iasă un câștig. Eu n-am auzit acest tip de vorbire, ci venim și dinspre un teolog. Sper că o să devin preot și atunci ar fi și mai important să puteți spune lucrurile astea din nou. Ca să nu-și radieze menirea, deci religia trebuie să nu urmărească câștigul financiar.
Capitolul care m-a impresionat cel mai mult este cel dedicat acestei întrebări. Ce este esențial și ce nu este esențial în Biblie? Sau altfel spus, ce este și ce nu este Biblia? Dar să încep întâi cu prima întrebare. Ce e esențial și ce nu e esențial în Biblie? La un moment dat, domnul Tau din Cărâș pune întrebarea și răspunde cu o dezinhibiție și cu un bun simț care îl caracterizează pe tot parcursul acestei cărți. Cum ar fi fost scrisă Biblia dacă ar fi fost scrisă azi? În speță Noul Testament, deci Vechiul Testament, dacă ar fi fost scris nu la jumătatea mileniului prim înainte de Iisus, nu în secolul I, și cum ar fi fost scrisă Biblia în vremurile noastre, dacă creștinismul ar fi apărut astăzi. Și iată răspunsul. Biblia nu vrea să spună credincioșilor cum trebuie să-și închipuie lumea. Și în mesajul pe care îl transmite, face aluzie pentru a-și ilustra ideile la cosmologia cu care erau obișnuiți cititorii de atunci. Dacă ar fi fost scrisă în zilele noastre, Biblia ar fi făcut referire la modelul Big Bang, la galaxii și la expansiunea Universului, iar sistemul solar ar fi fost prezentat așa cum este predat azi la școală. La fel și evoluția lumii animale. Vă dați seama, eu n-am auzit o asemenea propoziție nicăieri dinăuntru dintre lumea teologilor. Vorbind în felul ăsta, eu cred că reușiți să aruncați peste bord una dintre cele mai teribile înfrângări dintre religie și știință și cunoașterea oamenilor luminați, intelectuali, și conflictul care se naște automat din clipa în care e Biblia, literal în felul ăsta. Dacă îi spui unui credincios, fanatic, că lumea s-a născut așa cum arată fizica de azi, sau astrofizica, o să spună că vorbești blasfemie. Deci crenciul ăsta în care suntem prinși, credem în varianta genezei, mitologico-biblice, sau credem în geneza de chip simțit, care are toate șansele să fie cea mai aproape de adevăr? Îmi dau bine să spunem, nu e important să te vedem. Acea perioadă în care este scrisă geneza corespunde nivelului de cunoaștere care era atunci. Deci nu se pune problema unei revelații în chip absolut. Și aici vine momentul cel mai cumpărător, cred, al frații dumneavoastră. Cum se face că Biblia, care e considerată un text revelat, poate să spună lucruri pe care, iată, un teolog recontestă cu o semnătate desăvârșită? Cuvântul lui Dumnezeu, scrieți la un moment dat, nu desăvârșit în sine, dar pentru a ajunge la oameni, trebuie să încapă în limbajul limitat al acestora. Unul din modurile de a ajunge la ei este o carte, Biblia. Iar o carte este imperfectă prin chiar esența ei umană. Așadar, și Biblia e imperfectă. Iată citatul mai clar. Ea nu va acuza nimeni pentru blasfemia asta. Haideți să ascultăm. Nu, bineînțeles că nu. O să ne explicați de ce nu e blasfemia. Totuși, cuvântul lui Dumnezeu, care mai poate fi numit și Logosul Divin sau Dumnezeu Fiul, este desăvârșit în sine. Dar pentru a ajunge la oameni, trebuie să încapă în limbajul limitat al acestora. Sunt mai multe moduri în care Dumnezeu ajunge la oameni. De pildă, unul dintre ele este Biblia, o carte, iar o carte este imperfectă.
Potrivit credinței creștine, un alt mod prin care Dumnezeu a ajuns prin creoane a fost întruparea lui Iisus Hristos, adică într-un om, iar omul nu e o ființă perfectă, pentru care tot felul de limite se poate îmbolnăvi, dar în cele din urmă nu are. Chiar și Iisus Hristos, Dumnezeu, pe pământ, a murit. Nu numai omul în sine e imperfect, ci, cum spuneam, și comunicarea dintre oameni. Limbajul. Dacă Dumnezeu a ales să se întrupeze într-un om care e limitat și a murit, ca orice om, de ce să ne mirăm că se comunică lumii și printr-o carte scrisă omenește? Deci noi aflăm aici deodată că această carte, Biblia, e scrisă omenește. Dacă totuși toți teologii de-a lungul istoriei au explicat că Biblia este scrisă dumnezeiește, nu omenește, și că fiecare cuvânt de acolo este atestat prin Spiritul, prin Sfântul Duh și așa mai departe. Deci chiar m-ar interesa, n-am mai vorbit în astea când am știut cartea, cum se face că apare această poziție venind înspre un teolog. Și cu asta închei. Ce nu e Biblia, spune la un moment dat au venit și ce este Biblia atunci? Îmi place enorm această poveste. Ce nu e Biblia? Nu e un tratat de științe naturale. Deci nu are sens să te apuci să spui, în Biblie spune că lumea a fost făcută în 7 zile de Dumnezeu și că în ziua 1-a, 2-a, 3-a. Nu, am vorbit despre asta, dar ar fost scris azi, ar fi mers pe astrofizica și fizica contemporană. Nu e o carte de istorie. Nu are sens să te apuci să iei pasaje care se referă în mod explicit la fragmente istorice și să le iei ca mărturii, ca document într-o demonstrație științifico-istorică. Nu e o carte, în al treilea rând, în care se prezice viitorul viața noastră de zi cu zi. Deschid Biblia, mă uit, îmi cad ochii pe o anumită propoziție și induc de acolo ceea ce mi se va întâmpla poate a doua zi și spun că mi-a revelat viitorul. Dacă Biblia nu e toate astea trei, atunci apare întrebarea ce este. În primul rând, o hrană spirituală pentru cei care au nevoie să facă călătoria cu viața veșnică. O hrană spirituală în măsura în care ai nevoie să dai combustie speranței tale. O hrană spirituală pentru cei care au nevoie să creadă în partea de divinitatea omului. O hrană spirituală pentru cei care cred că morala există pe lume și că oamenii trebuie să aibă raporturi de semeni între ei și nu de dușmani care se ucid sistematic în numele unei ideologii. E sufletul teologiei, mai spune în al doilea rând. De ce? Pentru că acolo, în jurul ei, s-a născut tot biblismul, toate comentariile, toți mari interpreți ai Bibliei, toți sfinții, toți mărurile, este reperul absolut al discursului religios de tip creștin. În sfârșit, este un, în al treilea rând, aproape, este un obiect de cercetare. Bibliștii sunt cei care se ocupă și dedică viața studiului Bibliei pe toate fețele. Și nu în timpul rând, dar pentru mine cel mai important, în măsura în care eu sunt sceptic și nu știu dacă voi avea prilejul să fac excursia cu vehiculul, este un loc cultural. E un loc cultural. Deci ar trebui să existe cu adevărat în școală, nu un manual de catehizare, ci un manual în care se studieze Biblia ca cel mai mare loc cultural al speciei umane. Altfel spus, ca cel mai important loc mitologic, ca creația mitologică cea mai importantă a omenirii. De ce trebuie studiată? Pentru că această creație Biblia a iradiat. Și toată cultura occidentului, toate marile creații spirituale, de la pictură, arhitectură, literatură, filozofie, dialog cu, toate s-au născut în raport cu Biblia. Noi, ca avea o vorbă mare,
orice, orice artă mare are o religie mare. S-a născut în legătură cu o religie mare. Și dacă vă duceți în marile muzee ale Occidentului și vă plimbați prin ele, fără să știți Biblia, vă duceți de pomană, că nu înțelegeți nimic din imaginile care sunt acolo. Toate, începând de la grupul mediu încoace, în secolul XIX, sunt prelucrări ale materialului cultural, mitologic al Bibliei. Noi trăim în această mitologie, iar rafinamentul ei spiritual este atât de mare încât ne face să trăim simbolurile fundamentale ale vieții noastre. Toate legendele, toate. Indiferent credem sau nu, ca credincioși în litera Bibliei, toate aceste simboluri ne privesc. Pentru că ele ne trimit deasupra noastră. Bună vestire de plină. Nu ești obligat să crezi în nașterea descrisă ca atare și în Arhanghelul Gabriel care vine și spune. E ajuns să citești pasajul ca un pasaj al purității și așa mai departe. Fiecare lectură simbolico-mitologică de acest timp poate să reverbereze în tine. Dar să nu mai vorbim de ce a însemnat coasa Mărina, de ce a însemnat în istoria omenirii coteul moral al Bibliei. Dacă noi trăim astăzi, indiferent că suntem sau nu credincioși, morala creștină este pentru că toată spiritualitatea occidentală este irigată de morala care a fost secularizată ulterior, dar la început a fost răspândită în populația occidentală prin rugăminte, prin legământul de pe munte, predica de pe munte. Deci toate aceste lucruri au dat articulațiile religiei occidentale. Astăzi, indiferent că mergi sau nu la biserică, prin părinți, străbunici, bunici, străbunici și mai departe, oamenii s-au transmis locurile comune ale eticii comunitare. Fără ele, noi n-am fi oameni. Și ele sunt, cu adevărat, universal uman. Kant e cel care a secularizat etica creștină. Critica rațiunii practice nu este altceva decât corpusul poruncilor cristice, veterotestamentare și cristice, care au fost prelucrate teoretic și introduse ca legi ale moralei, deduse pe cale rațională și care au trecut mai departe în modernitate. Așadar, o carte extrem de importantă. Răspundeți-mi de ce nu-i blasfemiator ce ați zis despre